acesta, să-l găsim. Deci găsim de acesta, încât se întâmple relația aceea, radical liniar pe lângă minus el, să fac A pe 2. Le aducem la a doua. Deci asta ridicăm la pătrat, ea este echivalentă cu A e pozitiv tot timpul. Din cauza că valoarea radicală a lui este un număr pozitiv. Și zice că e mai mare egal decât N. Sigur că da. Și e minimal? Nu. Trebuie să atent că există, să găsim. Asta dar observațiile care facem din relația asta, așa. E următoarea. Prima observație este că A trebuie să fie mai mare strict decât 0. Din cauza faptului că valoarea lui radical după ce lucrează. Număr pozitiv. Dă număr pozitiv, dar el lucrează numai din numere pozitive. Exact. Deci, aici trebuie să ne asigură că n pe lângă minus 3 și el număr natural. N pe lângă minus n e mai mare decât de zero. Nu este natural. Deci trebuie să ne asigură că a minus n e mai mare decât de zero. Ceea ce ar însemna că n e mic egal decât a. Sau că a e mai mare egal decât n. De asta e pusă condiția. A mai mare egală decât n. Din nevoie de exista radical acolo. Și acum eu le este tradus într-o relație echivalentă prin care la pătrat. Nu trebuie să ieșim în modul, nu avem treabă de asigurat radical aici, din n, pe lângă a minus n, egal cu a pătrat pe 4. Ce însemna? E 4 n. 4 n pe lângă a minus n egal cu a la 2. Și ca să fie a la 2, ar trebui să fie a ori a. Sau... Așa, noi avem aici 4 n pe lângă a minus n egal cu a pătrat. Hai să mai lucrăm un pic de asta. Deci echivalent. Poate zice că 4 n a pătrat. Deci în totul în partea cealaltă. Adică a pătrat minus 4 a n. 4 ani. Și le sunt cu da? Minus 4 ani. Plus 4 e pătrat. Să fac egal cu 0. Și aici ar fi echivalent. 4 ani pătrat. A minus 2 pe la 2 ar fi egal cu 0. Sigur că da. A minus... 2 n. Nu. Minus cât? Minus 2 n. Da. Da. 2 n tot la pătrat. Așa este. Da. Egal cu 0. Și asta se întâmplă și mai dacă? A egal cu 2 n. A egal cu 2 n. Deci pentru orice n natural, există un A care e mai mare decât n, de două ori. Și de ce formă arată A-ul? A egal cu 2 n. Adică multiplul de 2? L-am găsit. Multiplul de 2? Da. L-am găsit. Deci am găsit pe A. Noi asta trebuie să le arătăm că există. Și ce calitate? Să fie mai mare decât ce mare. Asta, 2 nu. 2 nu care e mai mare decât nu. Bun. Acum, l-am găsit. B. Să se determine numele naturale. A1, A2, A2017. Deci, asta... Să se leagă de primul, da. Asta era B. Să se determine numele naturale. A1, A2, A2017. A1, A2... A 2017. Care verifică egalitatea. Radical din A1 minus 1. Din A1 minus 1. A1 minus 1 sub radical. Da. Da. Plus radical din 2 pe lângă A2 minus 2. Plus radical din 3 pe lângă A3 minus 3. Și așa mai departe, plus radical din 2017 pe lângă A 2017 minus 2017. Radical din 2017 pe lângă A 2017 minus 2017 să fie egal cu A1 plus A2 plus și așa mai departe plus A 2017 sub A2. Tot ok. Se leagă de aul ăla din față. Ce exerciții interesant. Da. Deci să determinăm
terminăm de a 1, a 2, cine să fie a 1, a 2, a 3, a 2017? Așa. Noi l-am găsit pe forma 2N. Bun. Cum facem aceste ieșiri? O facem în felul următor. A1 pe 2, A2 pe 2 și așa mai departe, ducem în stânga și cuplăm cu ăsta. Deci vine așa. Radical din A1 minus 1 minus A pe 2. A1 pe 2. A1 pe 2. O primit. Plus radical din 2 pe lângă A2 minus 2 minus A2 pe 2 cu alte efect. Și plus și rămâne parte, plus puncte, puncte, plus radical din 2017 pe lângă A2017 minus 2017 minus A 2017 supra 2 egal cu 0. Da? Și aici care de asta, de asta în parte, există un A care verifică ecuația. Deci aici ar fi minus egal cu 0, nu? Minus egal cu 0. Minus A pe 2. Mm-hmm. Aici A1 ar fi egal cu cine? Deci A1 egal cu cât e meu? Cât e meu aici? E 1 pe 2. Un. E 1, da? 1 ori 2. Deci, 1 ori 2. Deci, A2 ar fi egal cu 2 ori 2. 2 ori 2. 2 multiplicat de 2, da? Da? Că 2 este 2. Da. Și 2017 egal cu 2 ori 2017. Și am găsit astfel soluția la ecuația aceasta. Pentru că asta de aici era vorba de A, de ce fel de să fie A natural. Ca să fie A natural, trebuie să se întâmple ca aici radicalul ăsta, deci cât să fie aici? A1 egal cu 2 aici, da? Dacă, dacă A1 nu este 2, un alt număr, rămâne radicalul aici. Da, și nu mai este. Și nu mai este număr natural. Trebuia să aplică soluție naturală. Exact. Și când se întâmplă, numai dacă se întâmplă să fie după modelul, fiecare egal cu 0. Deci, aici, suma asta este egal cu 0 dacă fiecare din asta, fiecare paranteză, egal cu 0. Și asta egal cu 0, egal cu 0, egal cu 0, fiecare parte, mă duce spre soluția asta. Asta, deci fiecare, da? Sunt soluții particulare a acesteia. Corect, aia e generală și e multiplul de 2. Sigur că 2 ori 2, 2 ori 3 și 2 ori 2. Da, dar atenție, pentru că trebuie să se întâmple aici și să facă 0 asta, da? Asta se facă 0. Verifici și face, da? Sigur că da, pe tocmai, asta a spus. Practic, este asta dată în valorile 1, 2, 3, 4 și le-au adunat pe toate și au găsit o altă ecuație. Care, transcrisă în forma asta, ducând de stânga, înseamnă că, de fapt, am pe asta de câte de ori, el ori gândită. E negat, da. Nu e negat. Și atunci mai există și ce, dar dacă ești... Da, da. Dar am un subiectul și foarte interesant. Da. Ei nu vor să-l face. Dar de ce nu vor? De ce nu vor? Spre obosiți. Da, am înțeles, prea obosiți. Dar de ce mai ați? Nu, am făcut tema. Da. Este foarte interesant, domnule. Cu cât intrăm mai sus în clasă, la clasele mai sus, lucrurile sunt mai finuțe. Vezi, la 5 acolo sunt la îndemână, la faza locală, nu? Da. La faza locală. Eu
Zic că ar fi putut să facă. Ne întoarcem acum și îl gândim rural. Aș vrea să-l face, dar mai să-mi permite ei, știți? Cum să vreți dacă da, ce este? Cu tema lor. Păi da, mă, ce? Aș vrea, bun, profesor, e foarte frumos. Face, sigur. Da. Am făcut așa, ecuații, sisteme de ecuații, metoda substituției, metoda reducerii. Sisteme de ecuații. Metoda reducerii. Metoda substituției. Metoda substituției. Ecuații de grad 1 cu două necunoscute. Ecuație de grad. Necunoscute și sisteme de ecuații de gradul 1 cu 2 necunoscute. Sisteme. De gradul 1 cu 2 necunoscute. Păi am văzut pe aici. Da. Asta am făcut un profesor. Și problema asta de olimpiadă. Asta e olimpiadă care e fost mai cunoscut. Da. Bine, la revedere. Bine, mulțumim, programul. Să vrem o seară plăcută în continuare. Nu uitați de la și să vă abonați, zic la prieteni, la rude. Sper mai povestea aceea. La revedere. La revedere.